Un aperitiv cald indian, samosa, pentru această rețetă pentru aluat avem nevoie de 500 de grame de făină, 80 de mililitri de ulei, o lingură de oțet, iar pentru umplutură avem nevoie de 4 cartofi fierți sau copți, de 5 ciuperci, un dovlecel, un morcov dat prin răzătoare, un ardei capia mărunțit, 2-3 fire de ceapă verde, o ceapă mică tocată, 2 căței de usturoi, mai avem nevoie de boia de ardei iute, ghimbir și condiment indian. Nati Botem, mă întorc la voi. Mulțumim foarte mult, Raluca!